Noi performanță pentru Drăgușeni, după ce anul trecut Drăgușul a fost declarat cel mai frumos sat din România, în urma unei competiții organizate de Asociația Cele mai frumoase sate din România, acum satul Făgărășan a fost clasat pe locul 3 în concursul Satul Cultural al României 2015, organizat la sfârșitul săptămânii trecute la Muzeul Național al Satului, concurs în care au ajuns în finală 13 localități rurale din toată țara. Astfel, pe primul loc se află Jurilovca din Tulcea, pe locul 2 Cumpăna din județul Constanța, iar pe locul 3 Drăguș. Satul Cultural al României este un program al Asociației Cele mai frumoase sate din România, lansat în ianuarie 2014 sub patronajul Ambasadei Franței în România, cu scopul de a promova patrimoniul cultural și turistic al satului românesc. Comunele finaliste sunt modele de dezvoltare rurale și de promovare prin valori. Comuna Drăguș a fost întotdeauna în atenția specialiștilor Muzeului Satului, mai ales că una din gospodăriile transferate în 1936 la înființarea acestui important așezământ provine din acest sat. Dimitrie Gusti a descris Drăgușul, dar și celelalte sate care au constituit obiectul studiilor sale sociologice în cele mai mici detalii, folosind note de teren, imagini din sat sau de la diferite manifestări din viața comunității.